Poli Timișoara s-a reunit în vederea începerii noului sezon competițional fără nume noi în echipă. Media de vârstă a lotului este una mai scăzută comparativ cu sezonul precedent, iar incertitudinile la nivelul conducerii nu lipsesc. Costel Pantilimon, directorul executiv, este pe picior de plecare, fiind contestat de suporteri. Eu am avut o discuție cu domnul rector. Din păcate știu că sunt foarte mulți, sau hai să zicem, sunt câțiva membrii în Consiliul de Administrație care au anumite gânduri, vor din nou să vină la conducerea clubului, câțiva membri din drucheria, inclusiv domnul Șerban, care își dorește cumva din nou să fie din nou în prim plan. În momentul de față am avut o discuție cu domnul rector cumva amical, am lămurit anumite chestii, am discutat puțin și despre ceea ce va urma. În momentul de față aștept pe cineva din partea lor să vină în fața băieților și să le spună cumva lor exact care o să fie viitorul, pentru că eu unul ce pot să le spun e doar să fie în momentul de față, să fie profesionist, să-și continue activitatea, pentru că și mai departe fiecare să ia deciziile în consecință.